gândesc că este un proiect destul de motivant, destul de reușit. Și a să fie, cred că, și un motiv de a te cerceta pentru mai multe persoane care habar nu au avut de persecuții creștine, habar nu au avut de deportări care le-au făcut regimul comunist sau, hai să zicem așa, slujitora satanic. Altfel nu poți numești lucrul ăsta. Doamne, îți mulțumesc pentru timpul care l-am avut, pentru bucuria care am avut împreună cu fratele Sergiu Ciubătari, cu frații care au mai fost, cu Sasha Malancea. Fratele Vasile, actorul nostru. Trebuie să ne stăruim, dacă e vorba, dacă vrem să facem ceva bine. Trebuie să ne stăruim. Așa e, așa. Și eu de actor, ori n-ai actor. Asta-i. Așa e, așa. Echipa care a lucrat la proiectul acesta a depus un pic efort și scopul este nu ca să iasă oamenii în evidență, dar ca să fie slăvit Dumnezeu prin acest proiect. Ca să poată ajunge la inima oamenilor prin cântare, prin cuvânt și aș vrea ca Domnul să binecuvânteze pe fiecare care poate face câte ceva pentru ca să mărturisească pe Domnul Iisus Hristos și pentru ca să fie o încurajare și pentru alții. Zile frumoase, călduroase, cu soare, ne-am bucurat împreună cu frață. Am putut să filmăm și o scenă la zăpadă, unde a fost mai frig. Însă Domnul ne-a dat un timp frumos, ne-a binecuvântat cu un timp plăcut. Cred că s-ar merita numai din cauza la așa părtășii și așa călătorii ca să mai facem proiecte de genul ăsta.
Asta este vremea în care oamenii sunt reci față de Cuvântul lui Dumnezeu. Și acest proiect ar putea să trezească puțin în conștiința oamenilor gândul de a se preda viața lui Dumnezeu, de a-L lua pe Dumnezeu în serios, pentru că asta e cel mai important care va rămâne la finalul vieții noastre. Lucru cu echipa care am filmat acest proiect a fost interesant, a fost plăcut, de multe ori și hazliu. Au fost momente când a trebuit să călătorim mai lung, drumul a fost mai obositor. Ca în videoclip ești dușmanul lui fratele Vasile. Dar așa noi suntem frați. Suntem frați și suntem prieteni. Noi ne-am bucurat că am putut să facem ceva care să rămână după noi, ca să putem să arătăm, nu pe noi, dar oamenii care au suferit înaintea noastră. Și ne bucurăm, Doamne, că am putut să facem și lucrul ăsta. Dacă va fi bine, poate că a dat Dumnezeu și-o mai faci ceva. Așa dorim. Pentru bucurie care am avut-o, noi îți mulțumim pentru viață, pentru sănătate, pentru toate. Fii lăudat în vieții noastre. Pentru mine a fost o experiență interesantă, frumoasă și m-a motivat și pe mine, chiar fiind în, așa să zicem, în calitate de actor, să prețuiesc timpul liber care l-am pentru a mă închina lui Dumnezeu, pentru a-L chema în rugăciuni, pentru a citi Biblia, Cuvântul Lui. Avem mai multe secole în spatele nostru în care oamenii au fost temători de Dumnezeu, care prin viața lor l-au mărturisit. Ceea ce în zilele noastre mai puțin putem vedea. Pe timpuri, oamenii credincioși, care aveau credință foarte puternică în Domnul, că e alta, nu știu eu,
erau persecutați foarte mult și din cauza la credință în Domnul Iisus Hristos erau tăieți cu feristraile, erau zvârliți la lei, erau decapitați. Chiar dacă au fost prigoane foarte mari pe vremea comuniștilor, oamenii au fost puși în închisori, care au stat și până la 20 de ani în închisoare. Totuși, oamenii nu s-au lepădat de credință și au păstrat credința în Domnul Iisus Hristos, pentru că pentru adevărații creștini, credința în Domnul Iisus Hristos valorează mai mult decât 20 de ani de închisoare sau chiar o viață de închisoare. Am citit o istorioară în care povestește când într-o biserică din Coreea din Nord, unde comunismul a fost la putere, că au venit comuniștii într-o casă de rugăciuni și au spus cine nu se leapădă de Hristos va fi împușcat chiar pe loc. Și felul cum să se lepede de Hristos, au pus o Biblie înaintea lor și au spus cine scuipă pe Biblie, noi înțelegem că el s-a lepădat de Domnul Iisus Hristos. Și mulți s-au lepădat, dar o fată tânără de 18 ani, când s-a apropiat de jos, a luat Biblia în mână, a sărutat-o și a spus eu nu pot să scuip pe Domnul Iisus Hristos care a murit pentru mine și care a pregătit veșnicia și a fost împușcată pentru credința ei. Vedem în felul ăsta că în toate încercările, în toate greutățile prin care au trecut creștinii, ei au rămas fermi în credința lor în Domnul Iisus Hristos și nădejdea este vie și astăzi. Da, fraților, dacă se suprapunem credința de altă dată cu credința de azi, este mare diferență, pentru că oamenii erau dedați credinței, erau dedați, ei nu se lăsau, nu se dau înapoi, deși puteau fi în pușcării, puteau fi și persecutați, decapitați, nu se dau înapoi. Aș vrea ca să vă spun că Domnul Iisus și astăzi iubește pe fiecare om. Și astăzi Duhul lui Dumnezeu încă lucrează pe pământ și Evanghelia este vestită în multe colțuri ale lumii. Și astăzi încă oamenii mai vin la credință, se pocăiesc, mai sunt martiraje în lume. Totuși, Evanghelia care se predică este o Evanghelie vie. Ea îndeamnă pe fiecare la o viață curată, plăcută, prin care să fie arătat că Domnul Iisus este Domn și Dumnezeu în viața fiecărui creștin. Când ai putea să pleci din lumea asta, sau dacă te-ai gândit că, sau m-am gândit și eu, când am fi gata să plecăm din lumea asta. Un așa moment să vină cineva să-ți pui arma la tâmplă și să te întrebi dacă tu care crezi în Hristos ești gata să mori pentru dânsul, chiar în momentul respectiv. Dar așa cum au fost împușcați mulți, ești gata să mori pentru Hristos. Aș vrea ca fiecare dintre noi să ne cercetăm și să ne gândim care este chemarea pe care am primit-o din partea Lui, de a duce Evanghelia la fiecare făptură. Dacă ar fi să fim prigoniți noi azi, cum vă gândiți? Ce fel vom acționa noi? Vom păstra credința? Vom fi gata să murim pentru Hristos sau nu?